găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori, mulțumim lui Dumnezeu că avem, iată, prilejul și posibilitatea să fim împreună într-o nouă călătorie duhovnicească. Spun nouă pentru că e un nou moment, dar aceeași călătorie duhovnicească în care căutăm să ne unim cu lumina lui Hristos, cu slava lui Dumnezeu, cu lumina necreată sau lumina neînserată, așa cum mai este cunoscută în mistica răsăriteană, în biserica acea una. Dragii mei, astăzi suntem în duminica a șasea după pogorârea Sfântului Duh. Duminica în care Sfânta noastră Biserică ne vorbește la Evanghelia pe care, în Evanghelia pe care ați auzit-o la Sfânta și Dumnezească liturgie ne pune înaintea ochilor duhovnicești, vindeca o minune, o nouă minune, vindecarea uh, slăbănogului din Capernaum. De asemenea, tot în această duminică, se ni se vorbește de rugăciunea lui Isus, rugăciunea Mântuitorului pentru lume, pentru fii duhovnicești și de asemenea tot astăzi sunt pomeniți părinții de la Sinodul 4 a toată lumea. Dragii mei, Sfânta noastră Biserică face pomenirea Sfinților Mucenici Atinogen din preună cu cei 10 ucenici ai săi, Sfântului Mucenic Antioh, a Sfântului Mucenic Faust, a Sfântului Mucenic Avudin și a Sfintei mucenițe Iulia. Pentru rugăciunile acestor sfinți părinți, pentru rugăciunile acestor sfinți mucenici, rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească de lume și de fapt, chiar dacă nu rugăm pe Dumnezeu, El se milostivește de lume, dar îl rugăm să ne ierte pentru năsăbuințele noastre, pentru păcatele noastre, pentru rănile pe care le aducem Iubirii sale, că de fapt ce altceva este păcatul omului decât o rană adusă iubirii lui Dumnezeu. Dacă am ști cât de dureros este să suferi din dragoste, niciodată nu am mai face păcate. Dar suntem ca niște copii care credem că totul ne este îngăduit și că iubirea lui Dumnezeu topește toate păcatele noastre sau în iubirea lui Dumnezeu se topesc toate păcatele noastre, astfel încât rezultatul este uh, iertarea păcatelor. Așa și este și mai mult decât putem înțelege și cu toate acestea, însă totuși ar trebui să conștientizăm în cele din urmă că nu mai mergem de -a bușilea, nu mai suntem la cu dinți de lapte ci iată trebuie să ajungem la măsura bărbatului desăvârșit, la măsura celui care își asumă responsabilități odată ce a venit de la neființă la ființă și are în mod negreșit de la Dumnezeu o sarcină de îndeplinit pe acest pământ. Fiecare dintre noi avem o lucrare de făcut și este o, o, o minune extraordinară aceea că iată din infinitatea de posibilități de a nu fi, totuși suntem și tu existi și eu exist și faptul acesta este atât de minunat încât dacă am înțelege odată n-am mai greșit în viața noastră sau cel puțin ne-am dat seama de fiecare dată când am rănit iubirea lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem așadar în Capernaum după întoarcerea din Gadara. Iată, vă reamintesc, duminica trecută Mântuitorul Iisus Hristos a fost invitat frumos să părăsească ținutul Gergesenilor, ținutul de capolei. Când spun invitat frumos, mă gândesc la limbajul acesta diplomatic, care este atât de minunat redat în uh, Evanghelie și spune și l-a urgat frumos să plece din ținutul lor. L-a urgat frumos să plece din ținutul lor. Adică, știi ceva, uh, te rugăm, te rugăm lasă-ne. Ne-a ajuns paguba pe care ne-ai făcut-o, știți că Duminica trecută, vindecându-le doi bolnavi, mai mult decât i-ar învia pe cineva din morți, vindecând doi demonizați, a îngăduit demonilor, legiunii, să intre în porci, porcii s-au înnecat. Iar această pagubă i-a făcut pe locuitorul acelui ținut să-l invite foarte frumos, ne-și închipuim un dialog din acesta. Foarte european, în care te invită să să pleci din ținutul lor. Bineînțeles, fără niciun alt cuvânt, niciun reproș, niciun fel de așteptări, de aplauze, de mulțumiri, că iată s-a câștigat un, un cosmos întreg, un univers întreg s-a câștigat prin vindecarea celor bolnavi. Și am putea spune două universuri, pentru că fiecare om este un univers, fiecare om este unic. Este atât de minunată unicitatea aceasta a persoanei umane. Și atunci, iată, a venit în Capernaum, să zicem, cetata de scaun sau statul major, dacă vreți, dacă ținem cont de felul în care Părintele Arsenie Papacioc punea viața duhovnicească în termeni militari. Da? Statul major, cetatea de scaun de unde pornea operațiunile de operațiunea de salvare a lumii, de mântuire a lumii, de restaurare a lumii cu tot ce a urmat, cu toată lucrarea aceasta minunată pe pământ și cu tot ce a urmat, cu sfintele pătimiri, cu răstignirea, cu moartea, învierea și așa mai departe, lucruri pe care le cunoașteți. Dar ne întoarcem în Capernaum, acolo unde uh, îl întâmpinăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, uh, care revine dintr-o călătorie misionară, prilejuiește, auziți, se duce într-un ținut aproape păgân, uh, ca să ce? Să scape doi demonizați de, de robia, să-i elibereze din robia diavolilor. Extraordinar! Noi nu dăm doi bani pe oamenii aceștia care sunt bolnavi. Nu zicem de demonizați că nu putem face, cel puțin eu nu pot face diferența. Trebuie să fii un om cu o statură duhovnicească să faci diferența între o boală uh, psihiatrică și o demonizare, dar spunem așa, ce mai cât preț mai punem noi pe un om care este bolnav uh, psihic? Societatea, în cel mai bun caz, uh, îl izolează ca să nu ne oripilăm. Bineînțeles, aceasta este, să zicem, maximum de umanism pe care îl putem noi da astăzi. Și e ceva totuși să te îngrijești de oamenii aceștia. Dar iată, Mântuitorul nu se duce să le dea un tratament uh, medicamentos de... Știu, eu, o ameliorare sau de uh, anestezie, ci se duce să, să vindece uh, uh, această boală, să se libereze din robie, ceea ce este echivalent sau chiar mai mare decât a învia din morți pe cineva. Uh, poate că am crede mai degrabă că cineva a înviat din morți decât că un asemenea bolnav care, uh, iată, este dezumanizat, este căzut din treapta. Uh, din rangul, din specia de om, mai poate fi readus vreodată la. Astfel încât, iată, se spune că a devenit chiar apostol demonizatul acesta. Du-te și spune cât bine ți-a făcut ție Domnul. Auzi să, să vezi un demonizat din acesta, și peste câteva săptămâni să vezi într-o sală de conferințe că îți predică despre Dumnezeirea lui Hristos, să-l vezi pe Sfântul Apostol, să-l vezi pe Saul, procurorul care uh, ucigaș de, de creștini, și peste câteva săptămâni să-l auzi predicând despre Dumnezeirea lui Hristos, despre învierea lui Hristos, într-o sinagogă din Damasc. Ei bine, să-l vezi, să vezi pe Petru, atât de impetuos, atât de. Uh, cum să spun, uh, uh, cu o personalitate atât de conturată, un om atât de temperamental ca, ca Chefa, uh, care uh, vine, are familie, are soacră, are uh, soție, are uh, gospodărie, are barcă, nu? Are o licență de pescuit și lasă totul. Lasă totul un om care. Știe că dacă este mai largă uh, gaura de la plasă, poate că se rupe și nu mai prinde nimic. Un, u, u, oameni cu atâta, care cu atâta meticulozitate pun uh, uh, lucrurile la locul lor, momeala în cârlig, pe stânga, pe dreapta. Poate știți, eu nu mă pricep la pescuit, dar am văzut cât sunt de meticuloși, cât sunt de pasionați pescarii, ce, ce ardoare au când pescuiesc lucruri cum se zbate peștele, lingurița, culoarea, luciu apei, căldura apei, ziua, momentul zilei, al nopții și cu toate acestea. Închipuiți-vă un pescar care este atât de pasionat, care își împarte undițele, mulinetele, lucrurile de... Se le împarte Altora se desparte de ele. Foarte dificil. Ei bine, cu atât mai mult cum cât asta este un hobby atunci, a, acum, atunci era un, o, o chestiune de, de supraviețuire, de viață și nu numai pentru tine, care, închipuiți-vă, deci că își lasă lucrurile numai la uzul cuvântului. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. Și tu îți lași acolo mașina, barca, licența pe care cu cât greu, așa. Ai reușit să o, să o dobândești, cunoștințele, toată expertiza ta, experiența ta de, poate de generații. Îți lași familia, îți lași și te duci după un unecuno... nu știi unde. Ce poate să fie asta? Ei bine, astăzi vom afla, în întâlnirea din Capernaum, cine este acest om. El însuși pune un început, adică trece la un alt nivel. Mântuitorului Iisus Hristos la un alt nivel în discuția cu farisei, cu cărturarii cu cenicii și chiar cu uh, oamenii mulțimea poate chiar de gură cască iertați expresia adică curiozitatea omenirii uh, uh, goana după, după momente șocante după breaking news după lucruri din acestea uh, Pune un, un nou nivel, merge la un alt nivel, la un nou nivel uh, Mântuitorul Iisus Hristos uh, vorbind despre, de data aceasta despre cine este El, cine este Iisus Hristos, cine este Iisus din Nazaret, cine este Fiul Templarului cine e familia Lui, care este obârșia Lui, care este originea Lui, cine L-a originat, să spunem așa, uh, cine, sunt, uh, cine e mama Lui, cine e tatăl Lui, cine sunt frații Lui astăzi va, va, își va prezenta, să spunem așa, CV-ul de data aceasta absolut șocant. Noi vedeam un templar, vedeam un vraci, vedeam un vindecător, un taumaturg, un rabin, un proroc. Cine zic oamenii că sunt eu? Iată, astăzi uh, va da însuși răspunsul. E un moment formidabil, un moment absolut formidabil, și modalitatea în care determină mintea umană, uh, când spun determină, silește într-un mod rațional, fără de într-un mod matematic, uh, logic, ca oamenii să ajungă la o încheiere, la o concluzie legată de identitatea sa. Dar despre toate acestea, într-un mod, cum să spun, duhovnicesc, de om al lui Dumnezeu, să spunem așa, și de părinte al nostru, al tuturor, va vorbi în alt preasfințitul părinte Teodosie, în cuvântul de învățătură, cuvântul chiriașului, după care noi, cu umilele noastre cunoștințe, cu cu neputințele noastre, vom căuta să facem o uh, vizită uh, la, în Capernaum și dacă veți îngădui, veți binevoi să fiu ghid, adică uh, să vă arăt câteva locuri, câteva momente, ca unul care, uh, să spunem, că a fost și el într-o excursie și a văzut câte ceva și poate să relateze celor care nu au fost în locurile acelea. Nimic mai mult, fără niciun, fără niciun alt fel de pretenție. Altminte, o călătorie duhovnicească, un pelerinaj duhovnicesc, fără niciun cost decât acela al răbdării și bineînțeles nici acela, pentru că dacă este plictisitor sau ceva nu, nu vă place, atunci aveți posibilitatea să... Um, Luați o carte să citiți, de exemplu, ca să dau o alternativă fericită uh, atunci când v-ar plictisi asemenea cuvinte. De multe ori, însă, am spus, uh, noi căutăm să vorbim celor care nu sunt în biserică, celor care au posibilitatea să asculte sau au o curiozitate, și fără să fie expuși, de exemplu. Un necredincios sau un ateu care vine la biserică, se expune, îl cunoaște pe ăla, îl cunoaște celălalt. Ce bine mă, tu ai fost uh, uh, șeful biroul, biroului organizației de bază la întreprinderea cutare, erai activist de partid, nu știu ce. Și acum vii la biserică, ce e asta? Cum să faci așa ceva? Nu, iată avem această posibilitate să vorbim, să ne vedem fa față către față în această modalitate. Virtuală, în care uh, chiar cel mai bun, uh, cel mai uh, uh, elocvent uh, uh, ritor uh, al, uh, al uh, socialismului științific ar putea să ia legătura cu, uh, iată, cu uh, lumea duhovnicească. Lucruri absolut raționale, lucruri logice, care rezistă la orice fel de de torsionare logică, la orice verificare matematică logică, pentru că altminteri, bineînțeles că ne-am face de rușine. Și dincolo de asta, bineînțeles, fiecare poate să descopere mai departe dacă cele pe care le, Dumnezeu le prezintă au vreo fisură dacă sunt cumva nedesăvârșite. Dumnezeu se pune la dispoziție prin aceasta oricui dorește să-i verifice autenticitatea. Oricui care dorește să cunoască adevărul îi se dezvăluie. Am în vedere așa ca și cum ai fi un, un procuror, un anchetator, care ai în fața ta, un, ai în puterea ta un vinovat, un martor poate, un inculpat, în sfârșit și ai puterea să-i pui absolut orice fel de întrebare. Absolut orice fel de întrebare care slujește scopului pentru care are loc acest dialog și anume aflarea adevărului. Deci ai posibilitatea să pui absolut orice fel de întrebare acestui, acestei persoane, celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi, întrupată, și anume Iisus Hristos poți să-L întrebi absolut orice ca să te asiguri de identitatea Lui, de adevărul uh, cuvintelor Lui și de El ca persoană care este adevărul. Așadar, cuvântul chiriașului după care plecăm uh, uh, în ca, la Capernaum în Capernaum. Iubiți credincioși, dacă acum o săptămână, în Duminica V după Rusalii, am ascultat în Sfânta Evanghelie cum Mântuitorul a vindecat doi demonizați în Ținutul Gadara, dar a făcut pagubă locuitorilor care aveau porci căci demonii s-au dus în porci, Iată, astăzi îl vedem pe Mântuitorul venind în cetatea sa, în Capernaum. Și a intrat în casă și toți îl așteptau pentru că aveau diferiți bolnavi cuprinși de neputințe. Și iată, era acolo un slăbănog, care de multă vreme nu se putea ridica din pat. El avea niște prieteni. Iisus era în casă și înaintea casei era o mulțime și nu se puteau apropia de Iisus. Au gândit că trebuie să ajungă cel slăbănog înaintea lui Iisus. Și atunci au desfăcut acoperișul casei și au lăsat în fața lui Iisus pe cel slăbănog zăcând în pat. Iisus a privit la ei, a privit și la slăbănog, a privit nu doar pe din afară la cei oameni, ci a privit și în lăuntru lor. De aceea zice Sfânta Evanghelie că văzând credința lor, a zis slăbănogului, Fiule, iertate sunt păcatele tale. Cei ce au auzit, care erau acolo, s-au mirat și cugetau. Ce sunt cuvintele acestea? El culește. Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus le-a cunoscut gândurile lor și le-a dat un răspuns de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului, iertate-ți sunt păcatele, sau a zice ia-ți tău și mergi la casa ta? Dar ca să știți că Fiul omului are putere a ierta și păcatele, a zis slăbănogului, ridică-te, ia-ți tău, și umblă. Slăbănogul deodată s-a întărit, s-a ridicat și l-a luat patul și a plecat la casa sa. Mulțimile acum, uimite, ziceau, dar cine este acesta care iartă și păcatele? Și slăveau pe Dumnezeu cel ce dă oamenilor asemenea putere. Iată, erau oameni de toate felurile. Cei mai mulți din mulțime îl socoteau un om cu puteri minunate. Nu îl socoteau Dumnezeu, pentru că îl vedeau ca pe un om îmbrăcat în haine, uneori mânca cu ei, deci îl vedeau ca pe un om. Iată, păcatele de gând vedem aici, cum oamenii cugetau fără să verifice cine este cel ce face asemenea fapte minunate. Și atunci, mulțime de oameni se osândeau după părerile lor. De aceea, păcatele de gând sunt uneori atât de periculoase. Cel ce crede este cu adevărat înfiat de Dumnezeu prin credință. Credința de darul în fierii. De aceea și slăbănogului, care a fost adus de cei patru prieteni și toți crezeau în puterea lui Isus Hristos de a vindeca, i s-a adresat Mântuitorul cu Fiul. Credința aduce în fiere. Și, iată, prin credință multe se pot împlini. Acest om și-a împlinit starea de sănătate. Pentru că cel ce venise să vindece nu era un om. Oamenii judecă deseori superficial după aparențe. Dar credința stă ascunsă. Are cea mai mare putere. De aceea, iată oamenii își adună o sândă înăuntru lor prin păcatele pe care fac cu gândul. Gândul este foarte ascuns. Nu putem să știm ce cugetă un om cu care ne întâlnim. După fapte îi cunoaștem pe oameni. Și iată, sunt păcate de gând care sunt atât de periculoase. Și mulți tineri cugetă în ei diferite imaginații, își încântă cugetul cu diferite despătări. Mulți oameni păcătuiesc cu gândul și cred că dacă n-au făcut fapte rele, ci doar au gândit, sunt liberi. Multe și grele păcate se pot face cu gândul. Cu gândul a căzut cel viclean care din înger luminos a devenit demon întunecos. Cu gândul a privit la pomul oprit Eva și așa s-a încumetat să mănânce din pomul oprit, crezând că dă știință. Și iată, Părintele Cleopa ne dă o pildă atât de frumoasă. Un pusnic stătea în pustie și se ruga cotinu. Acesta însă a auzit de necazul de acasă, i-a murit fratele și a rămas un nepot. Și s-a gândit să nu fie în de să-și piardă sufletul, l-a dus cu el în pustiu și îl hrănea cu ce putea în pustiu și îl învăța numai ce este bine. Și iată, a murit copilul după o vreme, și bătrânul voia să știe unde e copilul acesta care a dus o viață diferită de alți copii în pustiu și a văzut în vis o priveliște întunecoasă și acolo erau strigăte de durere. Și a văzut și pe copilul pe care l-a îngrijit câțiva ani în pustiu și s-a mirat cum să fie un copil în acest întuneric și în acest schimb. Și iată, i s-a spus, copilul acesta gândea că el este foarte bun și cu gândul tot timpul se osândea. Atunci bătrânul a făcut multă jertfă de rugăciune și a plâns tot timpul și s-a rugat, Doamne, dacă acest copil a ajuns în întuneric, eu sunt vinovat că n-am știut să-l învăț. Smerita cugetare, chiar dacă era copil. Iată și noi, trebuie să ne păzim nu numai de păcatele cele mari ale faptelor, ci mult depinde mântuirea noastră de gândurile noastre. Pentru că orice păcat se zămislește în gând, cum ne spune Mântuitorul. De aceea să fugim de cugetele cele rele, să cugetăm la legea lui Dumnezeu care este bun și drept și sfânt, să nu lăsăm gândurile ascunse să se cuibărească în sufletele noastre. Prin gândurile noastre ne putem o sândi sau ne putem ridica. Așadar, să cugetăm mereu că toate cele bune le face Dumnezeu în toată vremea și în tot locul. Să rămânem cu mintea și cu inima la Dumnezeu. Să știm că binele aparține lui Dumnezeu să ne lipim și noi de bine, nu numai cu fapta, ci și cu mintea, cu cugetul, cu voința, cu toată cugetarea noastră. să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, învață-ne și ajută-ne ca în fiecare zi mintea noastră să se înalțe la Tine și ca să nu se tulbure gândurile noastre. Ajută-ne să ne rugăm neîncetat, să rămânem cu tine, că dacă vom fi cu tine în mintea, în inima, în voința, în doririle și în toate cele pe care le cugetăm, știm că tu ne ești scut și ne izbăvești de cel viclean și ne ridici cu aceste gânduri și rugăciuni făcute în mintea și în inima noastră. Dacă suntem pe pământ cu rugăciunea și cu mintea și inima trează, știm că vom fi și cu Tine în cer, pentru care ajută-ne ca să ne mântuim noi toți. Amin. Am revenit în direct, iubiți credincioși, dragi telespectatori, îngăduiți-mi să mulțumesc în albea Sfințitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de învățătură, pentru dragostea și disponibilitatea pe care le are de fiecare dată și pentru oricine acolo unde este uh, invitat sau chemat să mărturisească, să vorbească despre Scriptură, să povățuiască, să mângâie. Dragii mei, o veste bună, foarte bună, în tot noi anul acesta de publicații, de media, iată, a, a sosit ultimul număr, s-a publicat, s-a tipărut ultimul număr din a, a, familia ortodoxă, o, una dintre cele mai bune, una dintre cele mai bune reviste a, de pe piață, reviste de specialitate, bineînțeles, fiind vorba de a, de viața duhovnicească, și nu numai viața duhovnicească, ci e vorba despre sau în legătură cu viața duhovnicească. Avem aici și materiale legate de tot ceea ce înseamnă viața în cetate, ceea ce e foarte important. Viața în polis. O revistă care de la lună la un, lună, de la an la an a devenit din ce în ce mai bună. O, numărul acesta dedicat uh, părintelui uh, Arsenie Papacioc, uh, despre care știți că s-a născut uh, uh, la cer uh, pe data de 19. Deci mai sunt câteva zile uh, până când uh, vom merge împreună să ne rugăm uh, pentru părintele Arsenie sau părintelui Arsenie, mai degrabă, așa ar fi mai corect și un număr dedicat din familia ortodoxă, dedicat părintelui Arsenie Papacioc, având în vedere că tema este omul trupesc și omul duhovnicesc. Așadar, vorbim despre omul duhovnicesc, despre omul lui Dumnezeu, despre părintele Arsenie Papacioc, bineînțeles și alte subiecte de maximă importanță, Chiar, uite, avem un psihiatru, avem un psiholog, avem biofizicieni, chiar savanți care se ocupă. Un loc important și interesant îl ocupă și Sergiu Ciocârlan, care este colaborator al acestei reviste și pe care eu îl prețuiesc foarte mult, deși nu-l cunosc personal, față către față, am ajuns să-l cunosc din scrierile sale, sunt foarte bucuros că avem asemenea oameni minunați, o să vedeți cine sunt redactorii la această revistă, textele, materialele care sunt de cea mai bună calitate și de cea mai actuală actualitate, să spun așa dacă îmi permiteți expresia. Revenind acum la tema noastră, de fapt trebuie să ne îmbarcăm pentru că plecăm la în capernaum. Sigur că da, să nu vă închipuiți că este doar o fantasmă, ci cu adevărat putem să trăim, să, să suspendăm timpul și spațiul în viața duhovnicească, în viața duhovnicească sau în lumea duhovnicească. Am putea spune: Nu există timp, nu există spațiu. Ele sunt suspendate de fapt înlocuite cu alte măsuri, cu alte dimensiuni, numite, numite prezent continuu, un prezent continuu, veșnicie și am putea spune pentru spațiu mai mult decât mai mult decât infinit, chiar indefinit, am putea să spunem de asemenea, când vorbim de veșnicie, vorbim și de un spațiu uh, fără, fără sfârșit. Și deci, o călătorie duhovnicească care nu este doar imaginară, doar în mintea noastră, cum se spune așa, ci este cu adevărat, iată, ilustrată în aceste icoane pe care uh, Sfinții Apostoli și evangeliști uh, le-au lăsat, aceste icoane pe care le-au lăsat pentru a ne fi, a ne ghida în... Uh, în uh, Palestina și în lume, bineînțeles. Astăzi, în Capernaum, spuneam că am auzit de întoarcerea uh, Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, se întoarce în Capernaum, în casa în care uh, locuia, când uh, uh, era în trecere prin uh, Capernaum, unde, cum spuneam, era și uh, centrul de comandă al. Operațiunile lor duhovnicești, centrul operațional zonal, să spunem așa, din care lansa toate operațiunile duhovnicești în toată Palestina, în tot ținutul până dincolo de Iordan, până în ținutul, iată, Gadarenilor, Gergesenilor astfel încât chiar în ținuturile unde locuiau să lășluiau păgâni sau oameni căzuți de la credință, considerați lepădați de legea lui Moise. Ei bine, se întoarce în Capernaum și îl întâmpinăm și noi, numai că este înghesuială mare în casa în care locuiește. Trebuie să ne închipuim că vor fi fost 5.000 de oameni, poate mai mult, așa cum știm de la uh, Sfinții uh, evangeliști că a hrănit 5.000 de bărbați afară de copii și femei, cu alte cuvinte, deși îi chemase undeva la loc uh, pustiu pentru a încăpea cât mai mulți, uh, nu ne putem închipui uh, cum, în ce fel, cuvântul era auzit de 10.000 15.000 de oameni fără niciun un mijloc de amplificare al sunetului este cu totul și cu totul interesant dar vorbim iată de nici mai mult nici mai puțin decât Dumnezeu cuvântul întrupat deci, dragii mei, suntem la, în fața ușilor casei din Capernaum, unde avea flotant uh, Mântuitorul Iisus Hristos și ne înghesuim și noi uh, ca să prindem măcar un crâmpei din cuvintele dădătoare de viață. Timp în care, bineînțeles, se face o rumoare mare, nu-i așa, uh, patru oameni care doresc să aducă un bolnav, un nenorocit, spunem așa în sensul uh, uh, omenesc, omenește vorbind, un om fără noroc uh, care va fi avut un accident dintr-o pricină sau alta în tinerețe și care acum era paralizat, cel mai probabil uh, măduva, coloana, nervii în sfârșit, paralizat pe o scândură, pe o targă cărată de patru Prieteni. Aceștia cer să se facă loc, dar nimeni, absolut nimeni nu se mișcă. Foarte interesant aici, dragii mei, de făcut o apreciere. Deși, omenește vorbind, având chipul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, este de așteptat ca în fața unei asemenea imagini, unei asemenea, unui asemenea grup. Vrednic de plâns, vrednic de milă, să-ți să faci loc, să faci loc pentru a trece așa cum suntem obișnuiți. O mamă, o femeie însărcinată, un bolnav, un bătrân, aceste lucruri nu se învață, nu au fost învățate la școală. Le-am învățat de la mama, care este primul duhovnic în primii șapte ani de viață, pe care le-am învățat de la mama și tot așa până la uh, Adam. După cădere, să spunem. Uh, lucrurile acestea sunt firești în orice civilizație, în orice cultură și în orice moment al istoriei. Uh, cel mai. Cea mai uh, sau chestiunile elementare de credință și de educație arată că cel mai puternic, cel puternic, are obligația uh, cutumiară. De a-l proteja și de a-l ajuta pe cel slab. În natură, foarte rar se întâmplă așa ceva, deși se întâmplă, dar în orice caz, cel puternic îl mănâncă pe cel slab, îl consumă pe cel slab. Sigur că în, în lume, acolo unde nu este empatie, unde nu este dragoste, acolo unde nu există Hristos, omul este mai rău decât o fiară, homo homini lupus, și mai rău decât atât pentru. Uh, aproapele său sau pentru dușmanul său, cu atât mai, mai mult, atât, atât mai tragic, dar iată că avem aici oameni, să spunem cel puțin oameni uh, cu o credință, sunt uh, nu e uh, nu așa uh, adepții lui uh, moise, uh, sunt uh, supușii lui Iahve, uh, Elohim uh, și cu toate acestea, ei nu se dau la o parte pentru a face loc aceste, acestor oameni atât de chinuiți, pentru a, a măcar a vedea de curiozitate, a vedea ce se întâmplă cu bolnavul care este dus în fața lui Rabbi din Nazaret, așa cum îl cunoșteau oamenii. E bine, nimeni nu se dă la o parte. De ce? de ce se întâmplă asta? Poate este interesant că ne înghesuim și noi să ascultăm ce, ce spune acest om minunat, cuvintele lui care, de care nu te mai saturi. Uneori, nu e așa, ore și ore în șir, după cum spunea atunci când a hrănit 5.000 de bărbați, că de dimineața până seara se făcut se seară și de acum oamenii erau flămânzi, erau obosiți și iată să-i slobozească, spuneau uh, o, ucenicii uh, să-i uh, uh, elibereze pentru a se duce să uh, uh, își cumpere de mâncare. E bine, nu, dragii mei, în niciun caz, iată Nimeni nu se dă la o parte pentru a face loc acestui bolnav. De ce? Pentru că nimeni nu se sătura de cuvintele acestui om. Și atunci, cei patru prieteni, după cum știți de luna și s-a spus, reușesc un tertip, o colesc casa, cumva, și într-un într -un loc unde probabil nu era vizibil, mântuitorul nu era auzit uh, și rămas liber, reușesc să se cațere pe casă cum vor fi făcut asta uh, o scenă dramatică în orice caz și iată îl coboară pe uh, bolnav, pe paralitic pe acest bolnav incurabil îl coboară prin atrium în uh, uh, chiar la uh, picioarele mântuitorului bineînțeles uh, Scena va fi fost... Cred că toată lumea a rămas mută. Iar în fața acestei tenacități, în fața acestei stăruințe a celor patru însoțitori ai paraliticului, prieteni mai degrabă, toată lumea rămâne perplex. Mântuitorul însuși își curmă dialogul, își curmă predica, să spunem, cuvântul Uh, și se îndreaptă și îndreaptă toată atenția către acest uh, 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 amărât, către acest om uh, căzut în nenorocire, să spunem așa. Uh, dragii mei, mii de ochi sunt îndreptați și noi putem să vedem cu ochii noștri scena, trebuie să o vedem cu ochii noștri numai decât o scenă Uh, cum să spun, uh, o scenă care te paralizează, uh, o scenă în care uh, intuiești că se va întâmpla ceva, uh, în care vei avea o mare dezamăgire. Să facem o, o translație, dacă vreți așa, să ne închipuim că, că mergem la un concert, nu știu, cu un mare idol, nu? Cel mai, nu știu, nu, nu vreau să dau un nume acum, dar să ne închipuim un, 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 un cântăreț, nu știu, un... Uh, predicator chiar care adună 100 de de oameni pe un stadion, un făcător de minuni, un vraci, un doctor, un savant care adună 100 de mii de oameni pe un stadion. Și dintr-o dată se, se oprește totul și este adus un, un paralitic. Un om piele și os, ne putem închipui, înfășurat într-o pânză murdar, cu miros greu, după cum știm că se întâmplă în astfel de cazuri, mă rog, cu, cu o targă rudimentară, cu niște oameni care îl cară pe umeri, gemete, sunete, un, 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 un spectacol grotesc, am putea spune, în orice caz sfâșietor. Având în vedere că ar putea să fie cineva din familia noastră, din. Și cu toate acestea, dragii mei, se oprește totul. Absolut totul se oprește și lumea stă cu respirația, cu răsuflarea tăiată, cu respirația oprită, să vedem ce se întâmplă. Și ce se întâmplă? Pe un stadion nu se întâmplă nimic, dragii mei. Paraliticul va pleca acasă, la fel poate mai, mai rău decât a venit, având în vedere o nouă dezamăgire, având în vedere o nouă sfâșiere, o nouă durere, din, din preună cu um, dezamăgirea confraților sau însoțitorilor uh, și cu dezamăgirea generală a celor care uh, participă la acest uh, spectacol. Spunem spectacol pentru că se întâmplă în lumea noastră, am văzut o felul de vragi vindecători, care îi ridică de pe scaune, cu rotile, de pe târgi, îndreaptă oase, înviază morți, bineînțeles, lucruri care țin de șarlatanie, dar nu vreau să intru în acest subiect. Iată-ne în fața unui om care pur și simplu, fără niciun fel de anamneză, fără niciun fel de. Uh, chestionare, fără niciun fel de reproș, cum ai ajuns în starea asta, sigur, ai făcut tu ceva, uh, îi spune îndrăznește fiule, iertate îți sunt păcatele. Bine, am pune întrebarea uh, înainte de telefonul pe care îl avem, deși acum ar fi foarte important totuși să uh, terminăm uh, uh, descrierea, Uh, întrebarea s-ar pune ce-ți cer eu, ce-am venit noi să cerem, ce-am venit noi să-i cerem acestui uh, vindecător și ce ne dă el. Noi am venit să cerem uh, o vindecare imposibilă, avem o, o, o credință că am auzit că ai mai făcut lucrurile astea și vrem și noi să-și cerem asta. Să-l faci bine pe prietenul nostru pe care îl iubim. Am fost din tinerețe, a fost un om bun. O mică pierdere, poate că la, un, la o sfadă, poate s-a îmbătat, poate s-a bătut, poate într-o încăierare, după cum spunea Vladica Bartolomeu Anania, atât de minunat. Și iată, prietenul nostru zace acum de ani și ani și ani în această stare jalnică pe care noi putem să o suportăm. Noi am venit să-și cerem să-l faci bine. Să-l vindeci. Că am auzit că poți face asta. Și cel care uh, este considerat vindecătorul prin excelență îi spune: Iertate îți sunt păcatele tale. Rămâi stupefiat, siderat la aceast, acest cuvânt. Bine, dar stai puțin. Noi l-am adus să-l faci bine, noi l-am adus să-l vindecăm. Și aici, dragii mei, poate că ar fi spus, de spus ceva. Despre această invocare extraordinară, aproape ritualică: Vrem spitale, nu catedrale. Adică: Vrem spitale, nu catedrale. Și atunci Domnul spune: Bine, facă-se voia voastră. Punem o mică pauză aici și ascultăm pe cineva care vrea să ne spună o poezie. Nu avem încotro, emisiunea nu este despre cât de frumos vorbim noi ci despre cum vorbiți dumneavoastră. Asta este scopul acestei emisiuni, de aceea eu pun pauză, sau cum spunea atât de minunat, eu mă fac mic și dăm cuvântul uh, uh, telespectatorului nostru sau credinciosului nostru. Vă rog, bine ați venit, Doamne ajută, poezia. Să rămână Părinte, nu știu dacă ați sesizat, dar în, me în media noastră nu prea se mai rostește cuvântul pace. Da. Așa e. Da. Ca să înlătur această lacună, rog pe dumneavoastră și toți a, a, toți ascultătorii postului de televiziune de Dobrogea TV să asculte o poezie intitulată A Vă rog. Vă rog. ce ai cuvântului sfânt aducători de dreptate pe arca pământ. Ce aduceți în, în, lăuntru firii adier de rai, fi, fiind, fiind înveșmântat, înveșmântat în cerescul strai. Epoca noastră vă cere acum să fiți Apostoli ai neamurilor, neamurilor și lumină să faceți ca în pace să trăiască și predomnul în rugă să-l povenească creștinul. Da. Mulțumim tare mult, da? Despre pace nu mai vorbește nimeni, întreagă fie spus. Deci încă o dată mulțumim foarte frumos, sensibilă și actuală, pe subiect actual, foarte, foarte pescut, întreagăt, fără revista presei, dar de mai mult de șase luni pe agenda mai marilor lumii, care bineînțeles cuprinde pe, în primul, primele trei, pe primele trei poziții conflictul de la granița noastră cu un popor, mă rog, popoare, două popoare creștine care se luptă um, um, pentru nu se știe ce, pe agenda mai marilor lumii, puternicilor lumii, nu se mai găsește cuvântul pace. E adevărat. Nu am mai auzit de la Davos, poate chiar dinainte, țin minte exact momentul, dar nu, nu mi-l amintesc, în orice caz, de cel puțin șase luni nu există, nu mai există cuvântul pace. Tot felul de negocieri, tot felul de... de, 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 de se cere tot mai mult armament și tot mai mult armament pentru uh, a menține pacea, e nevoie de război, tot felul de sofisme, dar nimeni nu mai vorbește despre, despre, pace, nu mai există niciun fel de negociere sau în agenda puternicilor lumii nu mai există niciun un punct de negociere concret, dacă o, o negociere pentru pace, nimeni nu mai uh, dorește acelui, sau mă rog, nimeni nu mai vorbește despre acest lucru, măcar ca aparență, închid paranteza ca să spun să, să justificăm necesitatea acestei uh, poezii. Noi, de altfel, avem ectenii de fiecare dată, din nou, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm pentru pacea lumii, de fiecare dată ne rugăm pentru pacea lumii. Nu este puțin lucru, dragii mei, ca să-i cerem lui Dumnezeu acest lucru, dar iată cum înțelege lumea pacea. Revenind, suntem în fața unei cereri, da? Au venit la un, la un vindecător, nu știu, fiecare îl consideră într-un fel sau altul. Poate cel mai mult este considerat un proroc, un nou Ilie, în sfârșit Ieremia, cine zic oamenii că sunt eu. E bine, ce-i cer aceștia? ce cere o mamă, ce cere un prieten? Te rog, vindecă-l, că mult suferă. Uh, copilul meu este suferin, te rog să-l vinde. Și iată ce spune uh, Mântuitorul, ce, cum răspunde Mântuitorul la această cerere. Îndrăznește fiule iertate sunt păcatele tale. De ce face, uh, de ce inițiază uh, Isus Hristos această, ace, ace, această, acest dialog um, absurd am putea spune? Pe de-o parte, pentru că și în conștiința evreilor, după cum și a creștinilor, există această legătură de cauzalitate între uh, păcat și boală. Uh, știința nu face, nu, nu recunoaște această legătură. Nu recunoaște această legătură. A, le recunoaște o legătură de cauzalitate într-o într -o faptă, într-o acțiune și o anumită boală. Dar legătura dintre păcat. Legătura de cauzalitate, ca boala ca o consecință a păcatului sau a patimii, sigur că nu este recunoscută de știință. Păcatul, în general, ca noțiune, nu este recunoscut de știință, ceea ce, că dacă s-ar întâmpla să-l recunoască, în mod necesar ar trebui recunoscută și existența lui Dumnezeu. Dar, în cel mai bun caz, știința recunoaște o, 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 o putere... În sfârșit, impersonal, a naturii, mama natură și toate celelalte pe care le cunoașteți. Revenind însă la acest dialog, Dumnezeu caută să se folosească de aparatul critic, de mintea omului, de logica omului pentru a ajunge la o încheiere, pornind de la această, acest truism, acest adevăr, cum că există o legătură între păcat și boală. Atunci, începe cu acest cuvânt, iertate sunt păcatele tale. Bineînțeles, e doar un cuvânt, doar o vorbă aruncată, să spunem așa, după cum vor crede cei care îl urmăreau deja pentru a pune acoase la dosar acuzații, probe în acuzare, iată cei care vor și spune cum poate să spună acesta că iartă păcatele, acesta hulește. Și atunci Mântuitorul face un exercițiu de logică. Bine, dar cine poate să ierte păcatele? O întrebare. Adevărat, spuneți bine ce spuneți. Că oricine uh, ar spune lucrul acesta hulește. Dar cine poate să ierte păcatele? Deci mută practic discuția din planul acesta medical, să spunem așa, sau tămăduitor de tămăduire, de, de cură medicală, să spunem, de terapie, îl mută într-un plan cu totul și cu totul duhovnicesc, dragii mei. Și anume, îmi pune o întrebare. Cu adevărat, cine poate să ierte păcatele? Bineînțeles că răspunsul este limpede ca lumina zilei. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și Mântuitorul îi întreabă, dar de ce cugetați cele rele în inima voastră? Și anume, de ce credeți că eu am hulit? Și ca să vedeți că nu am hulit și că cel care este în fața voastră este Dumnezeu cuvântul întrupat, vă întreb pe voi ce este mai, mai lesne a spune, iertate sunt păcatele, sau iați patul tău și umblă. Cu alte cuvinte, ca să vedeți că în fața voastră este Dumnezeu, și că nu este doar o vorbă aruncată în vânt, așa, ca să uh, exhibăm, să fim exhibiționiști, și că am spus doar cu cuvântul, iată, ca să vedeți că Dumnezeu este cel care iartă păcatele, și că se rupe legătura aceasta de cauzalitate dintre păcat și boală. Odată ce am iertat păcatele, iată și boala a dispărut. Și eu sunt cu adevărat cuvântul întrupat. Eu sunt fiul lui Dumnezeu întrupat și spun ție ridică-te, ia spatul tău și du-te la casa ta. Cu alte cuvinte, îi punem în fața unui unei evidențe de netăgăduit, îi punem în fața unei situații care nu are niciun fel de altă explicație. Bineînțeles că explicația uh, va fi după o, o gândire uh, Căzută, acesta face vrăji cu ajutorul uh, demonilor, astfel încât uh, iată că ne păcălește. Dragii mei, n-am epuizat nici pe departe această emisiune, voiam să vorbim despre înțelesurile durerii, despre înțelesurile suferinței, de legătura de cauzalitate dintre păcat și uh, durere, boală și moarte, și bineînțeles și... Uh, explicația inversă sau proba matematică, nu? 5, minus, 5 plus 2 face uh, 7 și 7 minus 2 face 5. E vom face și proba aceasta pentru a fi sigur că nu ne împotmolim în, uh, în explicații sterile și puierile, dar iată că timpul nostru a ajuns la uh, o margine. Trebuie să predăm uh, locul de emisie astfel încât, vă spun așa, cu toată inima vă îmbrățișez și vă dau întâlnire data viitoare la aceeași oră în căutarea luminii lui Hristos, dar până atunci, pe data de 19 iulie, la Techirghiol, uh, parastasul uh, pân părintelui Sfântului uh, Cuvios, mărturisitor, Arsenie Papacioc. 19 iulie și tot pe 19 iulie după amiaza la Dorna în Mamaia fiii duhovnicești ai Părintelui împreună cu un alt preasfințitul vor evoca figura aceasta proeminentă a ortodoxiei românești eroismul Părintelui Arsenie Papacioc. Vă îmbrățișez și cu smerită binecuvântare ne despărțim pentru a ne reîntâlni în rugăciune și față către față la Sfânta și Dumnezească liturghie.